Bine v-am regăsit, vă prezint, prietenii mei, prezenți în Duh, alături de mine. Și ce înseamnă să fii prezent în Duh? Pavel a fost prezent în Duh la o adunare administrativă a bisericii când au exclus un incestuos. Însemnează că Pavel a fost acolo într-o prezență supranaturală sau însemnează altceva? Bănuiesc că nu vă imaginați că prietenii mei au un fel de proiecție astrală în clipa asta, mă rog, trupul s-a desprins, Duhul s-a desprins de trup, Cornel e răcit, știu eu, poate că e în moarte clinică și deja Duhul ne vizitează, mai știu eu ce. Asemenea, aberații întâlniți des în timpul nostru. Dar cred că înțelege sensul prezent în Duh. Și sunt cu siguranță că contemporanul lui Pavel înțelegeau foarte bine ce însemnează să fii prezent în Duh. Aici avem o problemă de limbaj. Și în ce constă problema de limbaj pe care avem? Biblia este scrisă în limbaj natural. Limbajul natural nu are adevăr propozițional. Și o să vă dau un exemplu. În momentul în care eu spun, de exemplu, martie este prima lună de primăvară, acest adevăr este adevăr numai într-un anumit context. Martie este prima lună de primăvară în emisfera nordică. Cei care mă ascultă din Australia se gândesc că am greșit și ei vor spune martie este prima zi de toamnă și au dreptate. Acesta e limbajul natural și în limbajul natural folosim multe idiomuri, multe afirmații care sunt înțelese în context de contemporanii noștri. Dacă în America un activist liberal ne spune că în fiecare oră cineva este supus unei violențe prin arme de foc în Statele Unite. Nu înțeleg că în ora aceasta cineva va fi împușcat. Pentru că în context înțeleg ce vrea să spună, da? Când Ellen White spune că numai 1 din 20 sau 5% înțeleg îndreptățirea prin credință în fiecare biserică, nu însemnează că trebuie să numeri toți membrii din biserică și să-i alegi pe cei 5%. E mai grav că Elena spune că numai 5% înțeleg îndreptățirea prin credință, numai 1 din 20 același lucru sunt pregătiți pentru cer, numai 1% sunt adventiști adevărați și nu însemnează că trebuie să numere în biserică la fiecare 20 să alegi 1 sau, mă rog, la fiecare 100 să alegi 5. Nu, ăsta este sensul. Dar noi înțelegem sensul. Înțelegem sensul, îl înțelegem din context. Acesta e limbajul natural, este un limbaj idiomatic, plin de figuri de stil, plin de metafore. Și sensul este înțeles în context. Numai că problema este că contextul se schimbă. Una este primăvară în emisfera nordică, alta este în emisfera sudică, da? Sensul primă, sensul luna martie e prima zi de prima lună de primăvară, sensul acestei propoziții este dat de un context geografic. Și contextul cultural istoric se schimbă. Și asta face. Cam ales fiind vorba de limbaj natural. Problema aceasta este mai puțin valabilă când vorbim de lucrări filozofice sau istorice sau tratate științifice sau chiar literatură de multe ori. Însă când e vorba de Biblie care este scrisă într-un limbaj colocvial, limbaj natural, avem probleme să înțelegem sensul. Există o prejudecată pe care ați auzit că Biblia are adevăr propozițional și nu este adevărat. Ce înseamnă adevăr propozițional? Adevărul propozițional a fost inventat de greci. Și primul exemplu de adevăr propozițional în istorie sunt propozițiile lui Euclid. Deci adevărul propozițional este adevărul propozițional implică un limbaj foarte restrictiv. În sensul că într-o teoremă a lui Euclid se spune cu tare lucru este adevărat în codițile că. Da? Și, de exemplu, în matematică spun x pătrat minus 1 are o rădăcină. În codițile în care x este mai mic decât, să zic, este mai mare decât sau egal cu 1, mai mare decât 1. Da? Altfel, ecuația nu este valabilă. Da? Deci, totdeauna trebuie să spun niște restricții. Adevărul propozițional este universal.
Și din cauza asta trebuie să fie definit foarte exact sensul cuvintelor și restricțiile. Și grecii care au inventat limbajul matematic au vrut să facă un pas mai departe și să definească adevărul morale și adevărul metafizice, ei fiind dualiști în limbaj propozițional. Și așa au inventat teologia. Așadar, un teolog ia Biblia și o traduce într-un limbaj propozițional. Numai că aici este o iluzie, în sensul că metafizica grecilor era bazată pe concepție dualistă, spirit și trup. Când grecii au râs de Pavel Athena, au râs din cauza materialismului său, din cauza că au vorbit de învierea în trup, de Dumnezeu descoperit într-un om. Dacă Pavel venea cu o metafizică dualistă, stoicii n-ar fi râs niciodată de el, deși Epicur rei n-ar fost de acord, însă este pentru alt lucru. Așadar, ce vreau să spun este că atunci când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, avem două capcane în care credem. Mai întâi că nu înțelegem ce înțelegeau oamenii din secolul 1 în anumite clase sociale, în Iudeea sau în bazinul mediteranean, prin Duh, prin Duhul lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu. Deci avem impresia că înțelegem. Fiindcă toate acești termeni erau înțelese într-un anumit context, în anumit context cultural, de exemplu, boala, frigurile, furtuna sunt generate de duhuri. Iisus ceartă furtuna, ceartă marea, ceartă frigurile, da? Era un duh acolo, cineva are un duh de muțenie sau de surzenie și așa mai departe, și toate acestea sunt duhuri. Deci conceptul de duh era animist, adică anima însemnează suflet în latină și animal vine de la suflet, de la anima, adică animalul este însuflețit și sufletul era văzut ca o esență imaterială, ca într-o concepție dualistă despre lume. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri. Și cele două iluzii pe care le avem este mai întâi iluzia grecilor, cum spunea matematicianul Bertrand Russell, în sensul că grecii credeau că dacă aplică aceeași logică deductivă la metafizică pe care au folosit-o în geometrie, vor descoperi adevărul metafizice absolute, adevărul absolute, adevărul propozițională despre lumea spiritului, despre metafizică, despre lumea de dincolo de materie. Există o lume spirituală și una materială în concepția grecilor. Și această prejudecată a fost moștenită de creștinism datorită sintezei între gândirea greacă și Biblia ebraică. A doua prejudecată, cum am spus, este că se crede că Biblia are adevăr propozițional, și asta se spune foarte des. De aici rezultă un mare conflict între credința naivă a credinciosului obișnuit și știință, de exemplu, sau concepțiile moderne despre lume. Pentru că omul ia un text din Biblie și consideră că este o afirmație științifică sau filozofică sau teologică. Și nu este nici măcar teologică, afirmația din Biblie. Este afirmația teologică, implică, așa cum am spus, folosirea logicii formale. Deci este un limbaj matematic, nu în sensul că faci ecuații, da? Dar are aceeași caracter restrictiv ca limbajul matematic. Sunt definiți bine termenii, condițiile și așa mai departe. Și avem, deci, aici o problemă. Pe de o parte, când vorbim despre Duhul Sfânt, am moștenit teologia secolului 4-5, când se gândea dualist, și pe de altă parte luăm un text din Biblie și spunem că am găsit acolo teologie sau filozofie și nu este așa. Așa cum se înțelege lucrarea Duhului Sfânt, despre asta e vorba astăzi. Așa cum vedeți, vreau să mă ocup mai mult de metodologie decât de lecțiune acum. Și am aici un motiv și să îmi permiteți o mică paranteză. Eram pastor în 1993, mă rog, începutul anului 90, în România, și mi s-a adus prima oară lecțiune de juniori din America, și când am deschis și era acolo, țin minte, lecțiunea, a fost un concurs de peți, de căței și pisicuțe, da, la școală. Un proiect, fiecare să-și aducă petul preferat și să facă un concurs. Și fiecare copil s-a rugat ca pisicuța sau câinele lui să câștige, și întrebarea este, e un conflict de interese, a cui rugăciune va asculta Dumnezeu? Vorbește un copil cu mama lui, dar copilul avea un cățeluș care fusese călcat de mașină și picioarele din spate erau paralizate. Așa că el a făcut un cărucior cu rotile pe care l-a pus pe cățel și cățelul mergea cu lăbuțele din față și trăgea căruciorul cu lăbuțele paralizate din spate.
Așa, deci se gândea că cățelul lui, fiind cel mai, mă rog, inestetic, să zic așa, nu va câștiga concursuri, dar pe urmă, când a văzut cățelușul acela și actului de caritate față de cățel, toți au fost votat că cățelușul lui a câștigat concursul și n-am mai ce mai departe, am luat lecțiunea și am aruncat-o. Și am zis, ok, zic, o să mă apuc să fac lecțiuni pentru junior și o să le fac eu, da? Și am apucat să le fac eu. Și ce era rău cu această lecțiune? Această lecțiune era imersată într-o anumită narațiune numită Visul American. Visul care caută confortul, nu numai că e goana după confort fizic și intelectual, adică lenea intelectuală, triada fat, lazy, stupid, ok? Dar mai ales că este vis, adică e o ficțiune. Cetățeanul de rând american este imersat într-o narațiune fictivă despre lume, numită Visul American, care are un anumit scop politic, economic, într-o economie bazată pe consum și pe seducție a consumatorului, pe seducerea consumatorului, da? Și ce am observat că foarte mult veneau evangheliști care ne dădeau exemple în predici din această societate de consum, era începutul societății de consum în România și găsisem în creștinism o resursă împotriva ei. Pe mine mă îngrijora societatea de consum, vedeam acolo degenerare, plene intelectuală, stupiditate și găseam că creștinismul, Iisus, are ceva de spus potriva acestei societăți de consum și alegeam acele pilde ale lui Iisus care loveau societatea de consum și aveam conversații în fiecare sâmbătă după masă cu tinerii, da? În care încercam să-i imunizez. Știi minte că colaboram cu un misionar american într-o chestie de caritate și lucrare misionară și dormea la mine acasă și aveam discuții seara și i-am spus îngrijorarea mea față de aceste lecțiuni pentru copii, pentru că în loc să le ofer o rezistență împotriva hedonismului și lenei intelectuale din timpul nostru, din potrivă îi duce mai mult în direcția asta. Și mi-a zis, mă rog, i-am spus, eu nu trăiesc într-o țară în care fiecare om are luxul să consideră că cățelușul sau pisicuța lui este o persoană, adică oricare copil își consideră persoane. Eu mă jucam cu găinile și fiecare găină avea un nume, da? Și era o persoană pentru mine, nu acceptam să fie tăiată. Dar, în principiu, zic, nu ne permitem acest lux și nu se prea potrivește asta la noi. Plus că, zic, în loc să îi ajutăm pe tine să înțeleagă Biblia, să-i facem să poată face o exegeză biblică independent de pastor, în loc să-i ajutăm să-și formeze o filozofie sănătoasă pentru lumea prezentă, noi îi facem sclave ai consumului și ai, mă rog, unei goane după confort și un anumită iluzii. Și mi-a spus, Edi, și care e problema ta? Tu gândești ca un marxist, zice, pentru că ai fost educat într-o societate comunistă, trebuie să înțelegi că capitalismul, înțeleg prin asta, capitalismul post-protestant, capitalismul consumist, capitalismul ca definit de Weber ca fiind legat de etica protestantă, este din potrivă foarte ascetic, vreau să spun. Dar tu ai această mentalitate comunistă, marxistă, mi-a zis el. Trebuie să înțelegi că trebuie să gândești ca un creștin și un creștin gândește capitalist, adică în sensul de consumism. Da? Și, că și cerul, la urmă, zice, uite, e mere, e struguri, e frumos, adică Dumnezeu asta ne promite, pe la urmă ne dă și mântuirea este, se oferă tot ca Iisus folosește acești termeni, cumpărați de la mine, pentru că Iisus ne vinde și ne vinde fără bani, dar ne face conștient că costă un preț ca să apreciem și așa mai departe. Și chiar și mântuirea noastră a costat o tranzacție între Tatăl și Fiul pe cruce. Deci, la acel om m-a dat gata. Însă, vreau să spun că, vorbind de lecțiunile de seniori, am fost acuzați, eu și prietenii, cei trei prieteni ai mei prezenți în spirit, în duhul aici, am fost acuzați că suntem prea critici. Și aș spune, da, și trebuie să fim critici. Adică când spun critic, nu semnează negativ. Înțeleg analitic, înțeleg să mergi la rădăcină, să fii radical. De ce? E vorba de context. Termenii lecțiunilor și limbajul trebuie înțeles într-un context. Care este contextul prezent în secolul 21 în care noi interpretăm Biblia? În Biserica Adventistă. Este contextul Bisericii Adventiste. Ce este Biserica Adventistă? Biserica Adventistă este o biserică de lumea a treia. Mare majoritate din Africa, din America de Sud, din țări de lumea a treia. Și nu spun aceasta cu dispreț, da? România este lumea a doua. Mă rog, a devenit lumea întâia recent, cu toate racilele
lumea întâia. Dar România, vorbesc ca sistem de educație, a fost lumea a doua. Și ce a caracterizat lumea a doua față de lumea întâia, în perioada războiului rece, deci vorbim de lumea alienată, aliniată cu blocul sovietic, mă rog, Ceaușescu încerca să fie nealiniat. Dar ce a caracterizat lumea a doua, țară în curs de dezvoltare, se spunea, era faptul că sub aspectul educației sau al culturii generale era superioară la lumea întâia ca populație în medie, vorbiți, ca nivel mediu intelectual, din cauza, din multe motive ideologice sau economice, de educație, lipsa entertainmentului și așa departe. Cert este că eram, să zic, ca educație, ca cultură generală, eram deasupra la lumea întâi. Nu mă refer la vârful, la experți, ei fugeau din România și își găseau geaburi în America sau în Germania. În lumea a treia, însă, implică un nivel de educație și de gândire premodernă. Biserica Adventistă, biserica din lumea a treia, condusă de o elită din lumea întâia, în special elită anglosaxonă. Sunteți conștienți de acest lucru. În America, dacă ai reduce biserica doar la anglosaxon, de exemplu, la albi anglosaxon, ar fi una dintre cele mai mici biserici, nici n-ar fi o biserică, ar fi probabil o sectă, un cult, ceva irelevant, total irelevant, total necunoscut. Și acești câțiva albi i-ai găsi, fie în conducere, în poziții de conducere, de administrație, de profesori universitari, de turiști internaționali cu pașaport de servicii, fie niște oameni foarte simpli în zone rurale, cu o gândire foarte primitivă. Așadar, noi ca români nu trebuie să devenim nici lumea a treia, nici sclavii societății de consum care nu mai gândește, ci ea este fat, lazy, stupid. Trebuie să păstrăm ce am avut bun, o educație bună. Adică trebuie să înțelegem Biblia în mod mai abstract, mai teologic. Da? Asta e problema. Acum, care este problema cu lucrarea Duhului Sfânt? Care este diferența între un om modern și un om premodern? Un om premodern, când merge la biserică sau în orice situație a vieții, când spune Duh, se gândește la o entitate supranaturală, metafizică. Omul modern, dacă spune, folosește cuvântul minte sau Duh sau Spirit, se gândește la activitatea creierului. E cea mare diferență. Bun. Noi spunem, stai puțin. Aici punem linia de despărțire și toate discuțiile care le-am avut cu colegii mei, care le-am vrut prietenește și am luat în schimb cuțite și palme și, mă rog, reclamații și am fost dat afară. Am avut plecat această problemă, că nu trebuie să gândim modern, că trebuie să gândim premodern. Și oarecum Biblia, într-adevăr, vorbește în limbaj premodern și cei mai mulți misionari vorbesc în limbajul din Uganda și Zimbabwe și Congo și mai știu de unde, și elitele vreau să vorbesc același limbaj, deci așa vorbește biserica. Așa sunt definite cele chiar și cele 29 de puncte care încearcă să fie adevăr propozițional. Folosesc acest limbaj metafizic al secolului 5. Însă, care e problema? Hai să încep cu Ellen White. Ellen White, vorbim despre Duhul Sfânt, ne spune că să fim foarte atenți cu alimentația noastră. Gândiți-vă că este o afirmație din secolul XIX. Și aici nu vreau să cad în mitologia de a spune că Ellen White a anticipat neuroștiința modernă, cum zic unii, pentru că este total absurd. Mai degrabă reflectă interesul lui Ellen White și orientarea ei. Da? Deci Ellen White ne spune să fim foarte atenți ce mâncăm, ce bem, să nu consumăm excitante, alcool, pentru că aceasta afectează activitatea electrică a creierului, zice ea. Găsiți asta în Mind Character Personality, căutați dumneavoastră, nu cereți mie pagina și paragraful exact, nu sunt tipul ăsta. Deci, să nu afectăm prin obiceiul nostru de viață sistemul nervos, nervii fine ai creierului, zice ea. Duhul Sfânt comunică prin noi, cu noi, prin nervii fine ai creierului. Și creierul comunică cu restul corpului prin nervi, zicea, și prin curent electric. Bun. Este o concepție mai mult speculativă la nivelul secolului XIX, care dovedește interesul Elenei White. Minte curioasă și destul de speculativă. Dar ce e mai important implică o anumită paradigmă aici. Elen White este materialistă. Da?
Enlight are o înclinație foarte puternică materialistă. Întotdeauna înclină să... Ea preferă legile naturii, așa cum le-a înțeles ea la timpul ei. Multe, multe aspecte sunt greșite în reforma sanitară. Dar totuși, este totdeauna importanța legilor naturii este pentru ea mai mare decât actul supranatural de vindecare miraculoasă, cum a fost tragedia din familia Rădița din Calgary, Canada, provincia Alberta. Nu. Ellen White are o paradigmă materialistă aici. Și aceasta pare că s-a rezultat foarte frumos. Dacă noi nu am fi fost atât de încuiați, la ce mă refer? Când Ellen White spune acest lucru, nu se știa nimic despre neuroni. De fapt, unii se îndoiau că creierul este format din celule. E greu să identifici celulele creierului cu microscopul de la jumătatea secolului XIX. La sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, Mitterrand Golgi a inventat o metodă de a, mă rog, de a infecta cu argint creierul ca să-i se vadă celulele și vreau să spun că numai 1% din celule au fost, să nu zic infectate, au fost vopsite sau cum vreți să le spuneți dumneavoastră, da. Numai 1% au absorbit argintul și au fost vopsite. Dar 1% e foarte mult, dar nu de celula creierului. Și a existat un alt tip la începutul secolului 20, un portughez sau spaniol, cum se numea, Ramon Cajal, parcă, da, care a fost primul care a desenat pe baza acestui proceduri inventat de Golgi și neuronii și dentritele și axonii și cei doi au luat premiul Nobel în 1906 pentru că au descoperit neuronii, deci până în 1906 nu se știa că creierul e format din neuroni. Și când au luat premiul Nobel a fost o dispută între ei pe podium, pentru că după ce Cajal și-a exprimat teoria lui despre creier. Și anume, Cajal a folosit, să zic, comparația care era accesibilă la timpul lui, nu exista computere. A fost acea unei rețele de telegraf, de poștă prin telegraf, da? Pim, 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 morse, da? Și o stație trimite un mesaj prin morse la altă stație și stația cealaltă stație tot prin morse și aceasta se comunică prin morse, pam, pam, pam. Deci prin semnale digitale, asta este morse, pam, pam, zero, linie, punct, linie, punct, mă rog, în timpul nostru avem 01, 01, 01 în știința computerilor, algebra booleană. Deci, tipul a fost genial, a înțeles la timpul lui că mesajul e primit prin dendrite și este dat mai departe prin axoni și că este un mesaj electric, electrochimic, da. Și colegul lui l-a contrazis direct atunci în fața audienței. Colegul meu are o ipoteză foarte interesantă, dar este total greșit, da. Deci creierul uman nu putea să accepte acest tip. Această noțiune atât de mecanică, că toate gândurile, toate emoțiile, toate aspirațiile noastre, religie, ascultă la operă, italianul, dar merge la operă, ascultă Cavalea Rusticana, de exemplu, da? Admiră o pictură de Michelangelo, merge la biserică, se închină, nu știu dacă era religios, ok? Oricum, citește o carte, deci acțiuni spirituale, iubirea lui față de familie, față de soție, față de copil, că toate acestea se reduc la niște semnale între neuroni, la niște semnale morse, să zic, cum ar fi fost interpretate în timpul acela. Totul este o vastă rețea de stații care recepționează semnale și trimit mai departe și toate aceste semnale digitale, de fapt, la astea se reduc emoțiile și gândurile și aspirațiile noastre. Și așa ceva nu poate fi real. Acum, noi știm că așa ceva este real, da? Hai să iau un exemplu. Anima înseamnă suflet. Și de acolo vine cuvântul animal. Tot ce se mișcă are un anima, are un suflet, da? Un om are o intenție, e foame. Da? Și vrea să ia bucata de pâine. Și deja, fiindcă corpul este însuflețit, are suflet, el întinde și ia bucata de pâine și mănâncă, da? Corpul e material, stomacul e material, dar într-un fel sau altul, cele două se pare că lucrează împreună. Bun, imaginați-vă un experiment în timpul nostru și asemenea experimentele puteți vedea filmate pe YouTube, e vorba despre proiectul Blue Brain, Blue vine de la culoarea IBM-ului, da? Și deja s-a spre totul, și care o maimuță, are mâinile legate, și maimuța
vede o banană și vrea să o ia, dar e mâinile legate. Atunci, în momentul când ea vrea să ia banana, un braț robotic se întinde, ia banana și duce la gură ca să mănânce, ține banana până ce ea mănâncă. Acum, ce se întâmplă? Creierul este extrem de complex, da. Gândiți-vă puțin. Este, câte conexiuni sunt posibile în creierul nostru, da? Depășește numărul atomilor din univers. Este extrem de complex. Dar, în ultima instanță, principiul este cel spus de Cahal în 1906. Și ce au făcut acești cercetători? Au decodat semnalul, semnalul digital, 010101, într-o rețea de neuroni. L-au decodat, da? Și decodântul l-au redus la o formulă matematică, o configurație de neuroni, da? O rețea de neuroni care comunică între ei. Foamea, mi-e foame, actul de voință al maimuței de a lua banana, controlul, mă rog, mișcării, deci animația, sufletul, anima, toate acestea a fost au înțeles codul, da? Și l-au recreat digital pe computer, fără neuroni, da? Cu chipuri, da? 010101, limbaj bulean, da? Același cod, matematic, este redus la matematică, la pură matematică. Și acest mesaj a fost, deci, decodat prin interfața o mașină, transmis brațului robotic. Și brațul s-a mișcat și a acționat ca un braț normal, firește, fiind mai puțin complex, nu are atâta finețe în mișcare. Sunt alte cazuri, de exemplu, ca situația invers, de la mașină la creier și, Doamne ferește, să se facă cu oamenii, să ne experimente. Dar sunt sigur că s-au făcut și cu oamenii. Însă șoarecele este condus prin computer și e făcut să ia la stânga sau la dreapta. Mă rog, șoarecele devine mouse, practic. Omul cu mouse-ul conduce șoarecele, da? Printr-o interfață între creierului și computer. Deci, nu putem vorbi în lumea modernă despre spirit, despre duh, așa cum vorbeam acum 100 de ani. Și mai ales cum vorbeam în secolul 1. Deci care este rolul Duhului Sfânt? Cum putem traduce aceasta? Este acolo un adevăr propozițional. Sau cum putem traduce aceste idiomuri din Biblie, aceste figuri de sfârșit și metafore, într-un adevăr propozițional? Ceea ce caracterizează, așa cum a spus omul din timpul nostru, este acela că înțelege că nu numai că orice gând și orice sentiment implică, de fapt, anumite rețele de neuroni, comunicarea între neuroni, pur și simplu, lasă să se reduce. Dar, mai mult decât atât, omul înțelege că limbajul nostru și simțămintele noastre și concepțiile noastre niciodată nu sunt strict individuale. Nici omul nu este o insulă. Dimpotrivă, toate acestea apar într-un context social. De când ne naștem, trăim într-o familie. Și noi, așa cum neuronii lucrează în rețea, noi gândim în rețea. Chiar dacă nu folosim, să zic, interfață de computer între creierele noastre, dar gândim în rețea. Și asta însemnează când Pavel spune, eu, Duhul meu, prezent cu voi acolo, da? Ne gândim împreună și creștem împreună. Ori când Iisus le-a spus ucenicilor că le va lăsa Duhul Sfânt în locul Lui, ce a vrut să spună, voi toți împreună, într-o rețea, veți fi ce am fost eu aici pe pământ. Da? Biserica este Iisus întrupat. Și întrupat lui Iisus este foarte materială. Să nu uităm lucrul acesta. Totdeauna biserica, sub influența neoplatonismului, a desconsiderat adevărul fundamental al Evangheliei, întruparea. Întruparea însemnează Dumnezeu în formă materială. Oh, dar trebuie să fie acolo ceva ascuns la esență. Okay. Creierul lui Iisus a fost creierul uman 100%. Duhul lui Iisus a fost o rețea de neuroni, ca așa noastră. De unde vine energia aceasta? Din tot ce știm. Este o energie electrochimică generată de organism. Nu vine din afară. Asta știm astăzi și așa gândim astăzi. Dar Iisus ne-a spus și vei spune unde este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în toate. Dumnezeu e prezent în totul, da?
Nu trebuie să facem o dihotomie între natural și supranatural, pentru că asta e superstiție. Dumnezeu este în tot ce e natural. Ellen White ne spune cuvinte splendide. Și Dumnezeu nu... Este un citat pe care cei mai mulți nu-l cunosc și dacă l-aud, fac spume la gură și se urfă vinele și de multe ori scutez de aceasta, că mi-e tem că se întâmplă ceva neuronilor și pe urmă spun că apare Duhul Sfânt. Anume, Ellen White spune așa, că de fapt Dumnezeu lucrează prin legile naturii și că orice miracol este de fapt natural, dar noi nu vedem naturalul, da? Care e un miracol? Ha. Cel mai mare miracol din univers este creierul uman. Și creierul uman este creier. Adică este mai complex, mult mai complex și altfel structurat decât creierul de mamifer, decât creierul de maimuță, de exemplu. Dar în principiu, principiul este același. Și dacă mergi în jos până la pește sau insectă, o creier. Și neuronii comunică la fel. Și principiul este același iarăși. Deci, suntem, Iisus a avut un creier. Și a fost Dumnezeu întrupat. Și noi avem creiere. Numai că Iisus spune, Dumnezeu nu se întrupează în niciun individ. Se întrupează în biserică. Adică atunci când toate aceste creiere lucrează în rețea, așa că lucrează neuronii în creier. Asta este întruparea lui Iisus în lumea modernă. Și asta este lucrarea Duhului Sfânt. Da? Acum sunt multe superstiții și dați de exemplu problema vinovăției, că Duhul Sfânt ne convinge de păcat. Există două feluri de oameni. Oameni pe care părinții i-au învățat diferența între bine și rău. Părinții sau societatea sau ce vezi dumneavoastră, pot crește și la terminat. Și oameni care în copilărie n-au învățat diferența între bine și rău. Cei care n-au învățat diferența între bine și rău în copilărie se numesc sociopați. Și aceștia, orice îi face cu ei, orice îi face, nu pot să faci să aibă o conștiință morală. În general, în America este incorrect politic să spui despre adolescent că e sociopat sau psihopat, mă rog. Diferența este că un sociopat, în general, are un cod cu grupul lui, dar ignoră, să zic, legile morale și comportamentului civilizat, pe când un psihopat este incapabil și în grupul cel mai restrâns să le respecte. Însă este interzis în America spre un adolescent că este sociopat și pe bună dreptate. Și de ce? Eu când eram de 17 ani mă puteam ca un sociopat. Asta e adevărul. Fiindcă eram adolescent, dar mi-a trecut. Unui sociopat adevărat nu-i trece. Deci nu poți să-i faci să aibă conștiință morală. Și oricât a lucrat Duhul Sfânt la acești oameni, niciodată, nu faci oameni din ei. Asta e adevărul trist. Și dacă vrei să faci oameni din ei, mai bine ai fi mai puțin creștin, adică mai puțin capitalist. Și ai merge mai mult pe educația publică și pe educația tineretului, decât pe naștere din nou și mai știu ce mă rog, superstiții moderne. Oamenii aceștia nu se nasc din nou niciodată. Sunt multe cazuri în care cineva a venit, s-a convertit și după aceea a violat și a omorât și a jefuit și a făcut cu banii bisericii și așa mai departe. Curios, eu sunt destul de cazuri de acestea, mai ales în America, din experiență personală. Vine, îl iubește pe Iisus, se naște din nou și după aceea dă în cap cuiva și intră în pușcărie. Și acolo și în pușcărie, am participat la lecturi biblice și am fost atât de aproape de Iisus și iubesc pe Iisus. Deci, pe aceștia nu-i faci să simtă o mustrare de conștiință niciodată. Cealaltă clasă, care au fost educați din copilărie de părinți, interiorizează glasul părinților. E ceea ce Freud numea supraerul. Și aceștia au noțiunea de bine și rău. Și au frâne puternice, care se pun automat când e vorba să facă rău. Și au răsplăți puternice în organismul lor, chiar visceral, fizic. Fiziologic vorbesc, atunci când fac binele. Se simt bine, inima le bate altfel, răsuflă adânc și așa mai departe. Când fac rău, roșesc, etc. Deci, fiziologic deja reacționează organismul la acest glas interior. Însă glasul interior este glasul părinților și în funcție de părinți, unii sunt mai rigizi, alții sunt mai, să nu zic liberal, da? Alții sunt mai raționale, încearcă să vadă lucrurile în context. Și ce vreau să spun este că conștiința e mustră, diferit.
Deci, țin minte că citeam autobiografia lui Ahir Shali, numită Infidel, o musulmană care a devenit o activistă pentru drepturile femeii în islam și este hulită și urâtă, are o fatwa pe capul ei, este urâtă și hulită de liberali, că este islamofobă, mai știu eu ce. Dar ea povestește când, în Olanda fiind, și-a scos prima oară hijabul și credea că se va dărâma cerul peste ea și nu s-a dărâmat niciun cer. Se uita în jos, dacă nimeni nu se uita, credea că toată lumea se uita după ea așa. Se uita lumea după ea așa că mergea cu hijabul, poate. Dar nimeni nu se uita la ea. Mergea înainte, se gândea că Dumnezeu se supără, nu vedea niciun semn al mâniei divine. A mers mai departe, s-a dus la strand și a notat în bazinul public. Și a zis, asta e chiar, i s-a părut că practică un act de sex în grup, prima oară că s-a dus la strand. Și a dat seama că totul e normal. Și într-o dată și-a dat seama, stai puțin, conștiința mi-a fost modelată așa și mă mustră, dar nu mă mustră Allah, mă mustră un anumit mecanism, o anumită mașină de vinovăție pe care o am în creierul meu. Și e foarte corect în privința asta. Așadar, când cineva spune, de exemplu, o, Duhul Sfânt convinge lumea că de vinovăție că nu a primit pe Hristos. Aici este o altă idee, care văd în lecțiune. Adică cum? Adică cineva care, și să desfie din aceștia, un psihopat care, să zic, răpește o fetiță de 9 ani, o violează, o omoară, pe urmă în pușcărie îl găsește pe Iisus și vorbește și vreau să spun, mă refer la un caz real aici, publicat în Review and Herald. Vorbește de sus cu părinții fetiței. Eu merg la cer că l-am primit pe Iisus. Voi nu puteți merge la cer că nu mă iertați pe mine. Și revista Review Herald publică chestia asta. Atât sunt oamenii de stupizi. Încât un șerif a scris la poșta redacției și a zis, băi, oameni, voi vă dați seama exact ce faceți voi acolo, în lumea voastră imaginară în care v-ați închis la voi în biserică. Era vorba de șeriful care l-a prins pe făptaș. Deci, auzim despre condamnați la moarte care s-au întors, l-au prins pe Iisus și merg la cer, iar alții care au fost cinstiti și au făcut datoria. Am mai povestit eu despre un medic din Chicago, evreu și ateu și evreu, și ateu dacă vreți, da? Mă rog. Deci, odată din neamul celor care au respins pe Iisus și apoi s-a făcut și ateu pe deasupra. Și dacă vreți să adaug insulta la rană, era și foarte liberal în politică. Și acest evreu a avut cancer, un cancer terminal, și până în ultima clipă s-a dus să se ocupe de pacienții lui, care au tot bolnav de cancer, încercând să se salveze. Și a murit. Până în clipa când nu s-a întors cu din pas să meargă la spital. E bine, ăsta nu l-a prins pe Iisus. A făcut păcatul suprem. Păcatul suprem că l-a prins pe Iisus. Cei care l-a prins pe Iisus sunt cei care merg la cer. Și acum iertați-mă. Vine un predicator comod, confortabil, grăsuriu, cu un costum de 1000 de dolari, cu un Rolex pe mână, cu un laptop, un Apple foarte scump, pe Amvon, și ține o predică din limbaj de lemn, o predică învățată pe din afară, ca la clasa a patra, și pe urmă face apel cine vrea să-l primească pe Iisus și vin câțiva în față care au fost înainte programați că vor se vor boteza, în sfârșit, câțiva copii, 8, 9, 10 ani, în sfârșit, și în sfârșit soțul unei surori care oricum știe că va muri în 5 luni de zile și vrea să rezolve și el problemele cu împărăția înainte de moarte, ăștia au acceptat invenția Duhului Hristos. Ce se întâmplă cu ceilalți? Au făcut păcatul pe vremea Duhului Hristos, da? Lumea dovedește, Duhul dovedește lumea vinovată față de neprihănire, fiindcă nu l-a primit pe Iisus. Asta ne spune lecțiunea. Deci, vinovăția principală, păcatul pe cel care nu l-ai primit pe Iisus. Toți ceilalți, oameni de treabă, normali, mulți care își văd de treaba lor, își văd de familiile lor, dar printre ei sunt mulți care își cheltuiesc din banii lor și din timpul lor ca să facă bine altora, ca să facă lumea mai bună. Toți aceștia sunt pierduți, sunt vinovați de păcatul suprem, că păcatul suprem este să-ți respingi pe Iisus și pentru asta vor fi pierduți. Predicatorul le-a spus și fiindcă au respins pe acest predicator plat și incult și ignorant și egoist și mâncăcios și cu știu eu ce păcate ascunse care poate vede noaptea pornografie pe internet, da, oh, da,
să roagă și se pocăiește, Iisus să-l iarde. El a prins pe Iisus spălat în sângele lui Iisus, firește, da? Și alte păcate ce mai face el pe ascuns, că de obicei le fac, urmărește un pasul de sutim și dai de ceva de la el. I-au răspuns mesajul lui, ăștia sunt pierduți, că l-au răspuns pe Iisus. Iertați-mă, vă pun o întrebare. Ne constrânge Iisus să-l urmăm sau ne lasă de plină libertate? Ne lasă libertatea. Cum? Așa cum ți-o lasă comuniștii? Adică ai libertatea să alegi între a te conforma programului partidului sau a merge în gulag, nu? Nu-i așa? Sau a fi dat afară din geam. Asta este libertatea care o dă Iisus. Ne pedepsește Iisus că nu l-am primit pe el. Este păcat să nu-l primești pe Iisus? Nu este păcat să nu-l primești pe Iisus. Iertați-mă, dacă luăm definiția păcatului, e călcare de lege, da? Nu este nimic imoral sau neetic în a-l respinge pe Iisus. Însemnează a respinge o religie. Simplu. Și Iisus nu te pedepsește pentru aceasta. Din potrivă, păcatul îl fac cei care mint, adică îl reprezintă greșit pe Iisus. Și mă întorc la Duhul Sfânt. Ce este Duhul Sfânt? Este biserica care trebuie să continue lucrarea lui Iisus în context nou. În fiecare, noi de multe ori vorbim așa de sus despre istoria bisericească. A fost mare apostazie când s-au lăsat de sabat. Nu știu când a fost asta, da? Vreau să spun că în secolul unul singur care țineau sabat erau iudeocreștinii. Ăsta este adevărul. Care poate fi confirmat nu numai prin istoria bisericească, cu surse începând din secolul II, dar poate fi confirmat cu epistolele Pavel și Noul Testament. Dar au respins sabatul, spunem noi, și atunci biserica apostaziat. Și mă rog, a venit Constantin, care e adevărat că a fost un politician și biserica a făcut politică, e indiscutabil. Dar ce vreau să spun este că dacă a existat ortodoxie și catolicism și protestantism, aceste patru paradigme istorice ale creștinismului, iudeo-creștinism, creștinismul răsăritean, creștinismul romano-catolic, capusian și protestantismul. Sunt numai patru paradigme ale creștinismului. Neoprotestantismul nu este o paradigmă în sine. Și, deci, toate aceste paradigme, în ce au constat? În faptul că biserica a stat și a văzut că a pus, a gândit și a încercat. Cum au putut ei de bine? Cum au înțeles ei de bine? Unii au înțeles mai bine, alții mai rău. Cum să continue lucrarea lui Iisus, cum să reprezinte pe Iisus, cum să fie trupul lui Iisus într-un context istoric schimbat. Una este Palestina, alta este Imperiul Roman, în Antichitatea târzie, alta este Europa, mă rog, Republica Cristiană, Roma, fostul Imperiu Roman, în timpul Evului Mediu, și mă refer aici, în special la Biserica din Apus, care a fost foarte creativă și mereu a dezvoltat instituții noi. Alta este biserica în timpurile moderne și ce a făcut acești oameni au încercat să-l reprezinte pe Iisus în context. Nu, ăsta e Duhul Sfânt. Contextualizează. Ideea că e ceva așa ce nu se schimbă cu timpul e foarte greșită și din cauza aceasta creștinii sunt tot mai relevanți și mai izolați și mai ghetoizați. Și lecțiunile noastre, pare rău că o spun, dar trebuie să o spun. Sunt lecțiuni pentru ghetto și lecțiuni de ghetto, mă rog. N-am niciun fel de dispreț pentru cineva care a crescut într-o colibă de paie undeva în jungla Americii de Sud sau undeva în Africa subsahariană, în condiții groaznice de violență și foame, deși AIDS și infecții și așa mai departe și război civil. N-am niciun fel de dispreț pentru acești oameni, dar în același timp nu trebuie să renunțăm la privilegiile de educație pe care le-am avut, la cărțile care le-am citit, la știința modernă, la gândire logică, pentru că majoritatea bisericii este cum este, fiindcă n-a fost în stare să avem un mesaj relevant pentru lumea apusului. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!